Pontonul de la Stelnica Regina Maria reprezintă o investiție de 1,4 milioane lei a Consiliului Județean Ialomița și a Primăriei Stelnica. Datorită acestei investiții, aici vor putea acosta șalupe, bărci, dar și nave de croazieră. De la Stelnica, pentru Ialomița News, Mitica Raftu și Paul Alexa. Săvârșitul sa slujba de sfințire acestui ponton și fie ca toți cei care vor poposi pe el în drumurile lor, cei care vor veni sau vor pleca de pe el, să aibă o călătorie binecuvântată spre slava lui Dumnezeu, spre bucuria, fiindcă domnule primar Brateș, ați împlinit o mare bucurie și ceea ce e mai important, că ați împlinit o promisiune pe care ați făcut-o acum nu mulți ani, dar mai mulți ani. Și cu mare bucurie, când am mai poposit pe aici, am văzut că vă țineți de cuvânt, sunteți un om de cuvânt. Domnule președinte, este o obișnuință în socialdemocrație să se onoreze cuvântul dat. Este o lucrare binecuvântată. Spuneți-ne cât de importantă este această investiție pentru Stelnica. Mi-am dorit foarte mult să realizăm această investiție pentru că de-a lungul timpului am constatat că nu am exploatat suficient resursa aceasta pe care o avem, Dunărea, prin brațul Borcea, în contextul în care localitatea Stelnica este aflată pe malul brațului Borcea. Mi-am dorit foarte mult aici, în zona noastră, să acosteze nave cu turiști străini, pentru că în fiecare sezon tranzitează foarte multe nave de pasageri străini, cu cetățeni străini care vin și vizitează România. Mi-am dorit foarte mult să existe acest punct de acostare, ca aici să acosteze și după aceea să plece să ne promovăm județul. Avem ce să le arătăm. Este orașul de Floci, este Catedrala Episcopală, este Muzeul Agriculturii, este Mănăstirea Trei Voievozi, este Conacul Bolomei, care a fost reabilitat de curând de către Consiliul Județean, este Conacul Manasia. Mai sunt câteva muzee care pot fi vizitate și vestigii din județul Ialomița. Ăsta a fost motivul pentru care am făcut solicitare către Consiliul Județean. Au votat întru totul toți consilierii județeni pentru realizarea acestei investiții, ponton de acostare și cu zona respectivă. Și mai nou, acum, anul acesta, am primit încă o sumă de la Consiliul Județean pentru a realiza rampă de lansare pentru embarcațiuni, pentru că sunt foarte mulți cetățeni din zonă care vor să lanseze bărci în zona respectivă, în contextul în care există și acest ponton de acostare. Am reușit acest deziderat. Acum așteptăm acele motonave cu pasageri să acosteze aici pentru că el are capacitatea, așa a fost conceput de la bun început și structura rutieră este pregătită pentru a acosta și să plece de aici autocarele cu turiști să ne viziteze județul. Împreună cu președintele și cu vicepreședintele Consiliului Județean am reușit să realizăm acel plian cu itinerariu. Deci avem totul pregătit. Și în localitatea Stelnica sunt doi investitori care vor să realizeze două pensiuni cu terase, unde vor veni în momentul când vor acosta motonavele, să poată servi ceva acei turiști care vor veni să viziteze zona noastră. Din punct de vedere economic, care va fi impactul? Cu siguranță va exista o creștere, pentru că efectiv din momentul în care s-a realizat acest punct de acostare și am spus că împreună cu partenerul principal, Primăria Municipiului Fetești, o să semnăm în curând contractul de aducțiune gaze, prețul terenurilor au crescut și cu siguranță sunt foarte mulți cetățeni chiar din municipiul Fetești care vor să se mute în Stelnica. Pentru că în momentul de față Stelnica are infrastructură de oraș, străzi, servicii care sunt în jurisdicția autorității locale, dispensar nou, școli, biserici, reabilitate, totul este exact ca într-un orașel. Chiar dacă nu are statut de oraș în drept, dar în fapt are toată infrastructura. Consiliul Județean Ialomița are în strategia de dezvoltare a județului de mulți ani dezvoltarea potențialului turistic al malului stâng al brațului Borcea. Este o zonă extraordinară de, care permite niște oportunități de dezvoltare foarte mari în ceea ce privește turismul de pescuit, turismul de vânătoare și atragerea multor cetățeni, nu doar din județul Ialomița, aici.
Acum un an și jumătate, împreună cu domnul primar Costel Brateș de la Stelnica, Consiliul Județean Ialomița, la propunerea președintelui Marian Pavel, am decis să facem această investiție în raza localității Stelnica. Vorba despre un ponton, un punct de acostare turistică, în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Grosul finanțării vine de la bugetul județului Ialomița, aproximativ 90%, cam 10% este finanțată de către primăria comunei Stelnica. Este o zonă care permite embarcațiunilor medii și ușoare să acosteze aici. Ne propunem ca în viitor să dezvoltăm împreună cu Primăria Municipiului Fetești portul turistic de la Fetești și în viitor poate în fiecare localitate de pe malul stâng al brațului Borcea. Ne referim aici la Făcăieni, Vlădeni, Bordușani, Giurgeni, foarte important, să creăm astfel de puncte de acostare care să permită turiștilor care tranzitează Dunărea să descopere județul nostru. Încercăm în viitor, dacă vom avea posibilități de finanțare europene, poate prin programul european de pescuit și afaceri maritime, să achiziționăm, de ce nu, o navă care să realizeze circuite pentru turiști pe malul Ialomițean al Dunării și poate în viitor, împreună cu județele partenere, cu Călăraș, cu Brăila, să facem niște circuite în jurul bălții Ialomiței. Ar fi, cred că, interesant pentru turist să vină la Fetești, să îmbarce, să meargă apoi pe malul Ialomițean al Dunării, apoi la Giurgeni să ocolească și să meargă pe Dunărea Veche, să iasă la Cernavodă, apoi înspre Călăraș și de la Călăraș retur la Fetești. Avem în zonă obiective importante turistice și vă aduc aminte că prima capitală a Ialomiței medievale la Giurgeni, orașul de Floci, atestată în 1432 pe vremea lui Dan al II-lea, este un punct de interes turistic pe care dorim să-l dezvoltăm și să arătăm cetățenilor români, dar și străinilor, lucruri pe care istoria județului Ialomița le are și care trebuie puse în valoare. În momentul în care aici, să presupunem, în momentul acesta ar veni o navă de croazieră, există întreaga infrastructură pentru ca oamenii să fie luați de aici, duși la atracțiile din județ, întorși, masă, tot ce e nevoie într-o astfel de cazuri? Intenționăm să facem astfel de circuite, probabil în viitor, fie autocarul Consiliului Județean Ialomița, fie cu un alt autocar de la o firmă de transport. Sigur, va trebui să fie și cu programări, că dați seama, nu poate să stea autocarul să aștepte aici în speranța că vor veni niște turiști. Cu programări se vor putea face astfel de circuite, adică aici să fie un autocar care să preia turiștii, să-i ducă la Giurgeni, să-i ducă la Fetești, este singura pensiune privată care este pe malul Ialomițean al Dunării, la pensiunea la Popescu, care oferă condiții foarte bune de masă în care poți să mănânci sănătos și, de ce nu, în viitor sperăm că prin crearea acestei infrastructuri de către Consiliul Județean Ialomița, în partener cu autoritățile locale, să atragem și investitori privați care să vină să dezvolte aici pensiuni, mini-hoteluri și locuri în care se poate servi masa. Există o oportunitate extraordinară aici, deci de ce ar trebui să vină un turist de la București să meargă neapărat până la pescăria lui Matei sau în altă parte pe malul mării, când ar putea să vină la Ocherhana în Fetești, în Stelnica, în Bordușean, în Giurgeni și să deguste din peștele bun și sănătos din Dunăre.